Șef de mai bine de două decenii peste fotbalul buzoian, Pompiliu Coșconea, președintele AJF, susține că intenționează să renunțe la fotoliul său. Problemele de sănătate și vârsta înaintată sunt principalele motive invocate de acesta. După jumătatea de mandat, după 2 ani, deja s-ar fi la anul, după ce vom termina și campionatul care urmează, zic eu să desfășoare în condiții foarte bune, având în vedere și problemele și vârsta pe care o am. De ce să nu? Eu nu vreau să arunce nimeni cu noroi în activitatea mea. Să luat locul unui mai tânăr. Și mă gândesc acum, dom'le, unul tânăr, mai tânăr ca mine. Coșconea vrea un înlocuitor tânăr cu perspective și pasiune pentru sportul rege și care să fie pe placul tuturor membrilor afiliați. Actualul șef al AJF nu a dat niciun nume încă, însă ca vârstă, singurul care ar corespunde în momentul de față este vicepreședintele Adrian Petre. Frâirea fotbalului buzoian ar trebui să fie luate de un om responsabil, un om căruia îi place, care este ancorat în activitatea fotbalistică, mi se pare normal, să fie la curent cu tot ce se întâmplă, să aibă una peste alta un CV corespunzător și să fie, până la urmă, apreciat de membrii afiliați, pentru că tot ceea ce se face la AJF Buzău este de competența adunării generale a membrilor afiliați. Noi avem în jur de 80 de membri afiliați. Pompiliu Coșconea are 65 de ani și este președintele Asociației Județene încă de la fondarea acesteia în 1990. La ultimele alegeri a fost unicul candidat, fiind reales de membri afiliați cu o majoritate covârșitoare.